Bună seara, doamnelor și domnilor, la Cartela Special. În această seară am alături de mine pe vechiul și noul primar al Petrușanului, domnul Tiberiu Iacobriții. Bună seara! Bună seara! Felicitări, domnule primar, nu ne-am văzut în cadrul unei emisiuni la Capital TV de când ați câștigat alegerile. Ce pot să vă urez decât realizări cât mai multe și cât mai benefice folosul cetățenilor, nu? Mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase și sigur e, dacă vreți, în continuare o mare responsabilitate pentru mine și pentru echipa mea de consilieri și pentru cei din primărie, pentru că ne așteaptă lucruri importante de făcut în perioada următoare și când spun acest lucru mă refer în primul rând la proiectele pe care trebuie să le continuăm, cele începute, și proiectele noi pe care dorim să le facem la Petroșani, fie că vorbim de ceea ce înseamnă IT, Valea Jiului, fie că vorbim de Just Transition Fund, fie că vorbim de toate aceste noi provocări legate de ceea ce înseamnă finanțările europene, guvernamentale sau din alte surse. Nici nu s-au răcit bine ștampilele, nu s-au uscat bine ștampilele pe buletine de vot, nici nu s-au stins ecourile campaniei electorale, că uite cum necum a răsărit un nou conflict, conflictul bannerelor electorale pentru alegerile parlamentare, să înțeleg. Da, este un subiect cumva la zi. De fapt, problema nu a fost a bannerelor neapărat, ci problema a fost a modului în care PSD-ul și în special senatorul Răzmeriță a înțeles să respecte legea, de fapt să nu respecte legea în ceea ce privește amplasarea acestor bannere la Petroșani. Eu nu știu cum procedează dumnealui în altă parte, însă aici la Petroșani trebuie respectată legea, indiferent că ești senator sau simplu cetățean, cu atât mai mult fiind demnitar al statului, trebuie să respecti legea și să dai un exemplu și celorlalți. Din păcate, la Petroșan nu s-a întâmplat așa în urma intervențiilor pe care dumnealui le-a avut. PSD-ul, ca să fac un scurt istoric, PSD-ul a depus o cerere săptămâna trecută pentru 8 bannere în municipiul Petroșan, bannere electorale. Aceste cereri urmează un circuit al documentelor în primărie, conform legii. Primăria are 30 de zile în care să răspundă la, obligatoriu trebuie să răspundă la o astfel de cerere. Dumnealui luni a venit la primărie, mă rog, a intrat peste mine în birou fără să își anunțe prezența sau într-un mod cuvincios, zic eu, și normal. A venit așa de pe poziție de forță să-i semnez pe loc autorizația. Sigur că eu am refuzat acest lucru, pentru că nu era legal să fac așa ceva. Așteptam să vină documentele de la serviciul de urbanism. A plecat, m-a amenințat, mă rog, cu tot felul de intimidări, așa cum sunt obișnuiți cei din PSD. După care s-au dus în oraș și au montat bannerele fără autorizație. Eu a doua zi am primit referatul de la biroul urbanism, prin care mi se aducea la cunoștință că 6 bannere au fost montate ilegal. Am emis dispoziția prin care ieri după masă au fost date jos aceste bannere puse ilegal. Azi dimineață, în urma raportului pe care mi l-au făcut cei de la Serviciul Urbanism, am aprobat pentru PSD 5 locații din cele 8 pe care le-au solicitat, pentru că 3 dintre locațiile solicitate erau deja ocupate. Deci am emis astăzi certificatul de urbanism pentru montarea bannerelor în mod legal. Acum, atitudinea dumnealui de nerespectarea legii și faptul că el și PSD-ul nu așteaptă, mă rog, procedurile legale, parcă li s-ar cuveni totul așa, eu am spus că nu se poate decât cu respectarea legii. Și să știți că se mai ia așa în chestiune foarte ușor. Dom'le, erau niște bannere, ce atâtea documente sau ce atâtea aprobări și așa mai departe. Păi, dar asta mă mir și eu, pentru că, să vă spun pentru că la legile locale au fost toată lumea într-o voie bună, toată lumea și-a montat Le-am aprobat, da. Deci astăzi, după 5 zile lucrătoare, am aprobat. Da? Deci
mai repede atât nu se putea. Apropo, am vorbit astăzi cu președintele la PNL Lupeni, domnul Roșu, a depus de vreo 4 zile cerere de BNR la Lupeni și n-a primit răspunsul, nici până astăzi. Deci nu văd care era problema la Petroșani să primească foarte rapid sau pe loc. Poate că are presaliu, nu știu, a fost așa, nu? Da, o încercare de intimidare a mea sau, mă rog, de presiune. Bun, trecem peste. Păi eu vă spun altceva. Vă aduceți aminte de episodul Timișoara când a murit un om că a căzut un fel de panou din acesta publicitar pe o mașină, da? Cu vijeliile acelea puternice, da, da, și așa, da, da. Și alte benere care s-au rupt. Câțiva și... ani, da. Exact. Păi vă dați seama acum în acest sezon al vijeliilor, al ploilor și așa mai departe, dacă se întâmplă, Doamne ferește, un accident de genul acesta, cine este de vină? Cine a dat aprobarea? Bun, acum dacă păi, m-ați dat aprobarea și se păi întâmplă nu, să cadă un banner... Nu, dar apropo de banere puse fără autorizație, fără aprobare. Da? Deci lucrurile nu trebuie luate chiar așa în ușor, pentru că normal, se că pot întâmpla legea, niște lucruri. Okay, dar, da? Dar și chiar așa fiind totuși, dacă se rupe un banner acum cu ele puse legal, da. Ce se întâmplă? Păi bun, să sperăm că nu se întâmplă așa ceva și dacă, Doamne ferește, se întâmplă o chestiune, în mod normal cel care a montat bannerele răspunde. Da, bun, da? Okay. Dar aici legea, știți cum e, ajungi într-un proces, este complicat. Și mă gândesc foarte serios dacă de acum încolo la Petroșan voi mai acorda astfel de bannere. Păi nu e legal să aprobați bannerele sau nu știu cum e? Păi este legal, dar este atributul autorității publice locale dacă dă aprobare sau nu. De exemplu, la Uricani, în campania de la locale, nu s-a pus niciun banner de către nimeni. Nu a vrut primarul de acolo să se pună bannere, nu s-au pus bannere. Da? Deci poate să existe și această variantă. Da. Nu e obligatoriu să pui bannere. Da. Da. Bun. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Astăzi au făcut o conferință de presă și au venit cu un banner din acesta și l-au lăsat în fața primăriei, au ținut convenția de presă în fața primăriei, mă rog. Și ce scrie pe banner? Nu mai știu, ceva mesaj de la PSD, dar nu asta e problema. Domnul senator a fost un limbaj suburban, cel puțin la adresa mea și a acestei situații, în condițiile în care dumnealui este demnitar al statului român, adică trebuie să ai o decență în exprimare, cel puțin, mai ales că e și profesor, da? Formator de caractere și de opinii. Dar asta cred că ține de altceva, nu neapărat de pregătirea profesională. Au lăsat bannerul acela pe jos, pe scările primăriei, astfel încât lumea să calce peste ei. Eu n-am înțeles asta, adică să calce lumea peste bannerul lor. Am trimis pe cineva din primărie, după ce au plecat, te rog să strângi bannerul ăla și le-am trimis bannerul în birou la domnul viceprimar. La fel m-au acuzat că cele 6 bannere le-am furat, auzi. Deci primăria le-a furat. Păi după ce ei le-au pus ilegal, noi le-am dat jos, bannere sunt în custodia poliției locale, le-am trimis astăzi adresă, când vor să se ducă să și le ia de acolo, nu e niciun fel de probleme. Dar să vedeți atitudinea și modul în care înțelege domnul senator să respecte legea și să îi respecte pe ceilalți, pentru că a fost o lipsă de respect crasă în momentul în care a intrat la mine în birou, încercând să mă intimideze pe mine sau să mă forțeze într-un fel să-i semnesc pe loc hârtia. Deci vă dați seama ce atitudine. Dar asta spune ceva despre o chestiune, dacă vă uitați și ne uităm în urmă în campania electorală și despre modul în care ei au făcut campania electorală, adică totul lor li se cuvine tot și s-au purtat ca niște jupâni, așa, ei parcă ar fi stăpânii și noi am fi sclavii sau, mă rog, deci nu se poate. Lucrurile, eu n-am nimic și n-am blocat niciodată pe nimeni, dar lucrurile trebuie să făcute conform legii. Da. Sigur, unde lege nu e tocmeală, până la urmă. Păi, despre ce vorbim? Da? Mai ales că m-am interesat și eu, niciun alt coleg de-al meu din județul Hunedoara nu a primit o solicitare pentru astfel de banere. Nu știu care e situația exactă, dar nu s-a făcut o astfel de solicitare de către PSD. Deci asta este
scandalul deci, legat înțeles. De... Până la urmă, se pare că cu avizarea celor 5 membri, se pare că litigiul s-a schitins în final. Absolut, da. Dar modalitatea în care dumnealui a înțeles să pună presiune, să mă amenințe, să... mi se pare, cum să vă spun, ieșit din comun, ca să nu spun mai mult. Sigur, totul e bine când se termină cu bine, pupat piața independenței, bine, exagerez și eu acum un pic că nu am ajuns chiar acolo, dar da. Ca Caragiale să vă... putem să tragem multe concluzii. Și vă mai dau un exemplu. Astăzi ei au venit cu alaiul, cu bannerul la primărie, au venit pe lângă școala Igheduca, la mai puțin de 100 de metri distanță și n-aveau mască de protecție. Da? La ora 12. Era un spațiu deschis. Păi dacă la 100 de metri de școală trebuie să porți mască. Da? Okay. Și au venit la 12 fix când toți copiii de la ciclu primar ieșeau din școală. Deci ca să vedeți cât, ca să nu mai spun că au blocat și intrarea în primărie vreo 20 de minute. Deci așa înțeleg ei să respecte autoritatea publică locală și până la urmă cetățenii din municipiul Petroșa. Bun. Să depășim măcar asta să fie problema că noastră, uitați că astăzi a fost un nou record național de cazuri de COVID-19, nu știu unde o să ajungem. Bine, în opinia mea, până la urmă, n-ar rost să te ferești unde sunt, unde nici cu gândul nu gândești. Așa cum vorbeam și înainte de emisiune, sigur, trebuie să respectăm niște norme, minime reguli, dar asta, minime astea reguli, tocmai de asta sunt minime reguli, că... Da, uitați, totuși are rost și vă dau și un exemplu. Până la momentul la care regulile erau mai stricte, numărul de infectări... Nu, acum traversăm valul 2 din cauza asta. Vedeți că sunt și alte țări în Europa care au revenit, dar să nu uităm... mai stricți, dar tot așa la ei și valul 2. Să nu uităm că toată Europa s-a relaxat după primul val. Oarecum. Deci toată Europa a luat niște măsuri. Tot alții s-a lăsat mai puțin. Uitați-vă la Israel. Israelul a fost statul care în primul val, primele 3 luni de zile, au avut cele mai puține cazuri de infectări. Da. Au trecut la starea de alertă și ei. Și după o lună jumate, două, cu concedii, cu tot ce s-a întâmplat, au ajuns să declare, să decreteze din nou starea de urgență, că aveau un număr foarte mare de infectări. Da? Eu mi-aduc aminte și am văzut la televizor, acum o lună și ceva, Franța, Spania și Italia aveau cam 12 până la 20 de cazuri de infectări pe zi. Deci erau într-o situație foarte bună. La noi, în România, deja ajunsesem pe la vreo 200 de cazuri pe zi. Astăzi, Franța, Marea Britanie au ajuns la peste 15.000 de infectări pe zi. Deci vă dați seama... E fabulos, da. Și România am ajuns la 4.000, sigur, ei au o populație de 3-4 ori mai mare decât România, însă am ajuns la 4.000 de infectări pe zi și la peste 670 de locuri la ATI ocupate. Deci vă dați seama că suntem foarte aproape de limita maximă de capacitate a sistemului sanitar românesc, așa cum ei au ajuns și în prima perioadă, în primul val. Și ați văzut unde s-a ajuns. La un moment dat trebuie să aleagă medicul cine trăiește și cine nu. Deci aici este problema. Sunt categorii de persoane vulnerabile, sunt oameni, ați văzut, aparent sănătoși, tineri chiar, care în momentul în care s-au infectat n-au mai putut fi salvați. Deci încă nu se știe acest virus perfid cum acționează. Da. Care este mecanismul lui de acționare. Bun, totul se va sfârși și aici, cu apariția unor vaccinuri eficiente care să imunizeze organismul uman de așa natură încât să nu mai... Asta e soluția și am văzut și în intervenția celor de la Organizația Mondială a Sănătății că vaccinul este deja gata, e în etapa a treia de testare. Sunt 15 vaccinuri gata. Vaccinurile, da, mă rog. Și că în maxim 2 luni ar putea fi pus pe piață, ceea ce e un lucru extraordinar. Să sperăm că... Uite, există și un tratament revoluțional, tratamentul aplicat președintelui Trump. Ați văzut, l-a pus pe picioare în 3 zile. Exact. Un experimental cumva. Experimental, dar eficient, foarte eficaț. Da. Deci este foarte clar, toată lumea aceasta
s-a mobilizat, în special lumea medicală, să găsească soluții pentru acest virus ucigaș. Și să sperăm că vom reuși cu aceste vaccinuri să eliminăm această problemă care, vedeți, că a dat peste cap tot mersul acestei luni. Da, la nivelul orașului municipiului Petroșani s-au întreprins de la începutul pandemiei o mulțime de acțiuni de prevenire, de dezinfectare a spațiilor, a străzilor, a scărilor de bloc, a școlilor, a grădinițelor. S-au achiziționat foarte mult echipamente de dezinfecție, acele dispensere exact, dezinfectant de la toate scările de bloc, da. Acum trăim dat Dumnezeu să traversăm și valul 2 mai puternic. Ce putem face acum? Acum nu putem face altceva decât să respectăm aceste minime norme, să purtăm mască, să ne spălăm pe mâini, să păstrăm distanța, da, și în piață și în locurile aglomerate, să încercăm să păstrăm aceste lucruri, să ne spălăm pe mâini. Deci Este foarte important, numărul de infectări a crescut și la Petroșani, așa cum a crescut în toată țara. Chiar vorbeam cu doctorul Vasilescu, directorul Spitalului de Urgență Petroșani, care și dumnealui se avea o îngrijorare în glas pentru faptul că, bine, spitalul din Petroșani, ne fiind un spital COVID, dar se primesc și se triază suspecții. Și la rând și dumnealui afirma săptămâna trecută că deja e o problemă dumnealui. Am avut discuții și discutăm în fiecare zi aceste aspecte. Numărul de pacienți care se prezintă la spital cu simptome este din ce în ce mai mare. Și am avut și problema cu secția de la ATI, care a fost închisă câteva zile pentru că a fost infectat personal de acolo. Acum secția de ATI s-a redeschis și celelalte secții, fie că vorbim de chirurgie sau de interne, dar pericolul rămâne în continuare. Și atunci, sigur că și doctorul Vasilescu este foarte îngrijorat de ceea ce vedem pe statistică. Deocamdată la Petroșani suntem sub acel indice de 1,5 la 1000 de locuitori, ca număr de cazuri, dar să sperăm că vom reuși să menținem aici, adică nu noi personal să menținem, ci toată populația să înțeleagă și să își ia aceste minime măsuri. Mă bucur și e un lucru extraordinar, toți copiii respectă, poartă mască, se spală pe mânuțe, nu intră nimeni în școală decât până la poarta școlii și așa mai departe. Toate școlile din Petroșani funcționează după scenariul verde, adică sunt prezenți fizic sau jumate-jumate și online și la școală. Să sperăm că nu vom avea situații deosebite. Ați văzut, se întâmplă la 3 cazuri, trebuie să închizi școala. Din păcate, da. Din păcate... Noi, primăria, am acordat acum 2 săptămâni și jumătate peste 2 miliarde de lei la școli pentru acest aspect al materialelor sanitare, dezinfectant, măști pentru situațiile în care copilul uită masca acasă sau scapă pe jos sau profesorul și așa mai departe. Deci au acest stoc tampon de măști și toate măsurile de dezinfecție și așa mai departe. Deci trebuie luate aceste măsuri și să ne ajute Dumnezeu să scăpăm cu bine. Chiar săptămâna trecută am început un fel de serial, mini serial al retrospectivei campaniei electorale locale și am ajuns cu comentarii împreună cu colegul meu Nicu Tașcă la concluzia că la Petroșani lupta este cea mai puternică, lupta pentru controlul Consiliului Local. În ce fază vă aflați acum cu discuțiile? Păi nu ne aflăm în nicio fază, adică este clar, cu PSD-ul nu facem majoritate. Singura variantă posibilă este cu Pro România,
Așteptăm validarea mandatelor. Sigur, există discuții. Eu aștept să vedem momentul în care putem să definitivăm. Bine, așa ca o chestie interesantă, a făcut o afirmație Nicu Tașcă, conform căreia dumneavoastră întotdeauna ați avut niște ași în mânecă și vă suspectează că de data asta aveți niște ași în mânecă în vederea constituirii unei majorități în Consiliul Local, care este totuși foarte important să ai majoritatea în Consiliul Local ca și primar. Este fără Consiliul foarte Local, important și normal până la urmă. Normal, să mă rog, ai majoritatea. Ce mai e normal, dar zic, și ar fi și normal dacă ar exista de fapt. Da, așa este, Consiliul Local te poate bloca dacă nu ai majoritate și tot ceea ce dorești să faci ca proiecte, ca acțiuni în localitate poate fi blocat în Consiliul Local, însă eu am spus și așa voi face, toate ședințele de Consiliu Local le voi transmite live. Deci lumea trebuie să vadă tot ceea ce se întâmplă în Consiliul Local. Să existe această transparență chiar și în ședințele de comisii și așa mai departe. Pentru că până la urmă această majoritate sau proiectele care eu le voi prezenta nu sunt pentru mine personal. Sunt pentru Petroșani și pentru dezvoltarea Petroșanului. A fost un episod destul de neplăcut săptămâna trecută în care reprezentanții consilierii PSD au lipsit când s-a discutat exact despre achiziționarea unui aparat PCR foarte important. Au boicotat această ședință consilierii PSD, li s-a interzis să participe, deși ședința a fost online, deci puteai să intri și din mașină, și din tren, și din alt mijloc de transport sau oriunde te aflai în lumea asta, puteai să intri pe internet și să participi la ședința de Consiliu Local. Au boicotat, nu e prima ședință, e a doua pe care o boicotează și nu vin. Aceasta era importantă pentru că votam alocările bugetare pentru achiziționarea acestui PCR la Spitalul de Urgență. Dacă nu erau cei 9 consilieri PNL și unul lipsea motivat, nu puteam ține ședința pentru că și doamna consilierniță a fost absentă la această ședință. Deci văd că așa au înțeles dumnealor să fie pentru comunitate, că toată lumea în campania electorală era pentru comunitate. Cum a motivat ei absența? Pentru că era vorba de un aparat PCR, nu era vorba de să plantăm niște... N-au motivat nici cum, vă dați seama. Ideea este că ei au spus, nu știu, că a fost o coincidență, dar niciunul să nu fie prezent dintre consilierii PSD. Vă dați seama. Până la urmă, cât sunt consilieri PSD? 7 consilieri PSD? Da, cred că 7 sunt. 7 PSD și... 9 PNL și un independent. Și pentru că Nu, e vorba de Consiliul Vechi încă. De Consiliul Vechi? De Consiliul Vechi, pentru că Consiliul Nou încă nu este validat și n-a depus jurământul. Deci funcționăm pe Consiliul Vechi. Păi și din Consiliul Vechi se regăsesc pe actuala listă și... Sigur că da. Și dintre cei vechi? Dintre cei vechi, sigur că da. Da. Sigur. Cred că jumătate, mai mult de jumate din cei de pe listă sau ceva de genul sunt din vechiul Consiliu. Da. Da. Mă rog. Bun. Până la urmă am înțeles că s-a votat. S-a votat pentru că am avut majoritatea cu consilierii PNL, care sunt 9 la număr și suntem jumătate plus 1 din consilierii în funcție. Este o realizare foarte importantă. Foarte importantă. Parapisiar. Absolut. Și chiar am avut discuții cu domnul director și m-am bucurat că se pare că există posibilitatea să vină acest aparat mai repede decât estimam la început. Bine, gurile rele afirmau prin oraș că ok, vine aparatul, dar nu o să fie personal de specialitate să-l servească, că nu o să aibă cine, că o să putrezească aparatul, că nu știu, până la urmă, care este? Mă pufnește râsul, da. Bun, noi avem un laborator de analiză la Petroșani, cu un medic, cu biolog, cu chimiști, cu asistente, cu tot ce trebuie. E adevărat că s-ar putea să ne mai trebuiască personal în plus pentru acest aparat. Dar deocamdată avem infrastructura, avem baza și din punct de vedere al personalului ca să putem să funcționăm cu acest aparat PCR.
Deci, aceste chestiuni că nu avem personal sunt false. Da, probabil că nu suficient. Da, la început poate lucrăm doar în două schimburi, nu în trei schimburi, să lucrăm și de noapte. Dar eu spun că ne vom descurca din acest punct de vedere. Și am înțeles că aparatul costă undeva la 700 de mii de lei. Noi am aprobat suma maximă de 700 de mii de lei. S-a tăiat, ce s-a tăiat până la urmă? Am înțeles că s-a tăiat ceva din ce era deja în planul de a se achiziționa, de achiziții, planul de achiziții. Cei de la spital au hotărât, era un plan de achiziții de aparatură care nu a fost luat până acum și s-a putut transfera spre capitolul acesta, dar repet, va fi licitație, asta e suma maximă care a fost aprobată. Nu mă interesează acum, că vă dați seama că la suma asta trebuie licitație. Și, cum să vă spun, nu eu voi hotărâ ce tip de aparat, pentru că și aceste aparate am înțeles că sunt de mai multe feluri, tipuri, de diferite capacități. Cei de la spital, care sunt specialiști, care discută cu colegii lor de la Deva sau de la Timișoara în funcție de performanțele aparatelor. Nu mă pricep eu la treaba asta, dar cu siguranță o să alegem varianta cea mai bună. Da. Ce planuri aveți pentru perioada imediat următoare? Păi, în această perioadă, în oraș, noi lucrăm la cele trei pachete de străzi. Am turnat asfaltul pe strada Coasta, am turnat pe Gheorghe Barițiu, urmează să turnăm pe Adrian Mureșanu și pe Mihail Cogălnicianu. Deci, practic nu s-au încheiat asfaltele odată cu sfârșitul campaniei electorale. Nu. Și pe strada Ștefan cel Mare. Deci, infrastructura e pregătită. Urmează să turnăm covor asfaltic. Strada Păcii intră oare cumva? Păcii a fost reparată, e adevărat, nu integral, dar a fost reparată. Pe Păcii anvelopăm două blocuri în momentul acesta, blocul 20 și blocul 2. Blocul 2 la intrarea pe Păcii dinspre spital este pe fonduri europene și mai avem încă un bloc în aeroport pe strada Aviatorilor care deja au fost atribuit tot pe fonduri europene. Și avem 5 blocuri în licitație în acest moment, tot pentru anvelopare, e vorba de blocuri turn, care sunt prinse în programul de anvelopare pe fonduri europene. Vă mai dau câteva vești bune. Baza sportivă de la Jiu, arena de fotbal cu suprafață artificială. Există și echipă, vă explic imediat. Construim un teren de fotbal cu suprafață artificială la dimensiuni normale, 100 pe 45, cu 500 de locuri în tribună și cu instalație de nocturnă, cu două terenuri de tot cu suprafață artificială de basket, de handball și de mini fotbal și spațiu administrativ făcut prin CNI, prin Compania Națională de Investiții. Contractul a fost atribuit, s-a stabilit proiectantul și constructorul, urmează, sper eu, săptămâna viitoare să se semneze contractul de lucrări, de proiectare, execuție. Deci suntem în linie dreaptă cu construcția acestui teren nou la complexul Jiu. Avem sala de sport de la Ieduca, care este în licitație, tot pe Compania Națională de Investiții. Deci lucrăm la... Acestea sunt investiții certe. Ce pot să vă mai spun este că am pregătit o serie întreagă de proiecte cu finanțare europeană pe exercițiul financiar următor. Deja două proiecte ne-au fost aprobate. E vorba de proiectul de mobilitate urbană, care va conține trei pasarele peste DN și calea ferată către zona de dincolo de linie. O pasarelă va fi în zona stadionului Jiu, din cartierul Dimitrov. O a doua va fi în zona Parângul, către Mina Livezeni și a treia în aeroport, undeva la intersecția cu drumul care merge spre Golgota. Deci vor fi trei pasarele pietonale peste DN și calea ferată, pentru a fluidiza sau a mări mobilitatea și accesibilitatea către zonele respective. Încă o dată vă aduc în atenție varianta de a construi și un zid fonic? Pe ce mi-ați spus, pe șoseaua de centură, da. Șoseaua de centură care nu costă mulți bani, care este foarte
ar putea să ar fie... putea fi benefic, da, pentru cartier. Sănătatea locuitorilor. Așa, un al doilea proiect, deci acest proiect deja ne-a fost aprobat, vom primi banii pentru studiu de fezabilitate și proiectare și ulterior îl depunem la finanțare pe fonduri europene. Al doilea proiect este cel de regenerare urbană. Primul proiect are o valoare de 11 milioane de euro. Al doilea proiect, cel de regenerare urbană, înseamnă amenajarea de spații verzi, de locuri de joacă în toate cartierele din municipiul Petroșani și inclusiv zona centrului civic. Vom face niște modificări acolo. În cartierul Aeroport, în cartierul Dimitrov, tot parcul central Caroșeter intră în acest proiect și parcul Avramiancu, zona de centru, deci unde vom amenaja o nouă fântână arteziană cu lumini. E un proiect foarte frumos și foarte interesant. Vrem să și revin la proiectul de mobilitate urbană, pe lângă cele trei pasarele vor fi amenajate piste de bicicletă în tot orașul, de la Kaufland până la ieșirea din municipiul Petroșani. Deci și 5 stații de închiriere, biciclete și trotinete electrice, pentru că vrem să facem, să avem posibilitatea și cetățenii municipiului Petroșani să aibă posibilitatea să folosească mijloace de transport nepoluante. Da? Dar pentru asta trebuie să ai pistă de bicicletă adecvată, de trotinete și așa mai departe. Pista ca pistă, da. Uitați că proiectul Green Line, care este deja în mare întârziere, are în componență și crearea unui carosabil nou, repararea... Unele tronsoane, da, e adevărat, și la Petroșani tronsonul cuprins între ieșirea spre Aninoasa până la podul de la zona benzinărilor va fi reabilitat 2 km pe acest proiect Green Line. Din păcate, proiectul a bătut pasul pe loc foarte mult timp. Lider de proiect este orașul, municipiul Vulcan. Ceva s-a întâmplat acolo, am luat legătura cu domnul Merișanu, nou primar al municipiului Vulcan, și m-a asigurat că în momentul în care ajunge, nu cunoaște la acest moment detalii, dar lui nu mai e de mult în primărie, se va ocupa cu celeritate de acest proiect. Pentru că deja sunt 4 ani și n-au reușit să scoată nici la licitația pentru proiectare. Astăzi, nu știu, mai apucăm în viața asta să ne plimbăm cu autobuz electric? Eu sper că da, adică lucrurile trebuie făcute în perioada următoare. Nu știu, dar contractul este iminent sau se mai poate opri? Nu se mai poate opri decât dacă nu sunt în stare să-l pună în practică până în 2023, pentru că exercițiul financiar european de 7 ani are niște prelungiri de durate, P+1, P+2, N+1, N+2, N+3, adică proiectul plus un an, plus 2 ani, plus 3 ani. Dar să sperăm că până după 2023 cu siguranță nu se va mai putea implementa. Deci practic este și șansa să rămâne cu ochii în soare. Păi nu, să sperăm că nu, pentru că în acest moment mai sunt 3 ani de zile în care el poate fi implementat. Bun. Mai departe, în Petroșani, ce... Deci, ce lucruri mai în perioada imediat următoare, mai sunt două lucruri importante. Ieri au fost la mine cei de la CFR, de la Ministerul Transportului, am solicitat să vină și să repare trecerea la nivel cu calea ferată care duce în colonie, da? Pe strada Timișoarei. Au spus că în data de 26 au cerut de fapt autorizație, din 26 până pe 1 noiembrie, să lucreze și să refacă această trecere. Iar în primăvara și vara anului viitor să facă o lucrare de investiții, astfel încât acolo să fie o trecere la nivel cu calea ferată elastică, modernă, astfel încât confortul celor care traversează această cale ferată să fie cât mai bun. O altă veste bună este, azi am discutat cu inspectorul general de la învățământ și am introdus școala 2 din colonie în programul național de a ceea ce înseamnă masă caldă pentru toți copiii. Deci școala 2, e adevărat că eu am avut această sugestie pentru că este zona unde copiii au cea mai mare nevoie de această masă caldă. Bun, acum mi-am adus aminte de faptul că în perimetrul
zonei parcului industrial Petroșani, s-au deversat sute de basculante de moros. Nu A, știu. e rezolvată și problema aceea. O să rezolvăm, o să nivelăm și o să luăm surplusul. E în procedură, ca să zic așa, și această Ok, deci nu mai vești bune chestiune. Da. aveți. Bun. Acum la județ. La județ, la Consiliul Județean, se pare că v-ați luat adio de la orice fel de influență la nivelul Consiliului Județean. Președintele și vicepreședintele partidului, domnul Heiu și domnul Davici, au înaintat demisiile. Acum urmează o nouă etapă. Urmează etapa alegerilor parlamentare, unde ați declinat oferta președintelui interimar Vetoța Stănescu de a Da. candida la un post de parlamentar senator Da, sau așa deputat. este. Am refuzat această ofertă de a candida pentru Parlament. Am și spus motivele pentru Deși care. la un moment dat știți că va trebui să faceți și pasul ăsta într-un Nu viitor, nu știu, știu. vom vedea viața ce ne rezervă. Eu niciodată n-am plecat dintr-o funcție aleasă, n-am trădat electoratul care m-a ales și încrederea oamenilor, celor care m-au votat și m-au susținut în campania electorală, ar fi fost, cred eu, nedrept pentru ei, chiar dacă personal pentru mine poate ar fi fost mai ușor sau mai bine, pentru că responsabilitățile și greutățile pe care le ai într-o funcție de primar sunt incomparabil mai mari decât răspunderea unui parlamentar, da? Dar am Adevărat, adevărat. considerat. Bine, sunt două funcții, mă rog, nu prea o tangență. Deși se așteaptă lumea, se așteaptă de la parlamentar să-i asfalteze strada și de la primar să-i facă Modifice legile, legile, da. nu știu cum. Da, e adevărat. Dar, repet, eu am ales această cale, în primul rând, gândindu-mă la cei care și-au pus încrederea în mine și care m-au reales pentru un nou mandat de primar. Este, dacă vreți, o mare onoare și le mulțumesc și pe această cale oamenilor că au avut în continuare încredere în mine și în echipa cu care am venit în fața dumnealor la alegerile locale și sunt convins că vom reuși să obținem un rezultat bun. Îi voi susține pe colegii mei din PNL la alegerile parlamentare. Este foarte important să avem un guvern PNL, pentru că nu avem Consiliul Județean, ăsta e adevărul, și nu mă aștept la mari lucruri de la Consiliul Județean, așa cum n-au făcut nici până acum și nu cred că este normal ceea ce s-a întâmplat până acum la Consiliul Județean, dar acesta este votul populației, trebuie respectat. Au ales această variantă, deși candidatul nostru, domnul David, a obținut cu peste 10.000 de voturi mai mult decât partidul. Deci e o chestiune importantă, zic eu. Nu poate să îi fie imputat dumnealui personal acest eșec, Deci, pentru că practic, este a un fost un eșec. mini-locomotivă. Da, este un eșec faptul că am pierdut alegerile la nivel județean. Veți candida la un post în ierarhia județeană a partidului? Pentru că doamna Stănescu este interimar, nu știu Doamna dacă Stănescu este președinte va interimar. rămâne definitiv Nu știu probabil. acum dacă voi candida. Probabil alegeri vor fi undeva în primăvara anului viitor. Până atunci mai este destul timp. N-am în intenție așa ceva. În acest moment, eu am fost și președinte de organizație județeană, știu ce înseamnă, dar eu mă voi concentra pe activitatea de primar. Care sunt locurile, cine sunt pe locurile eligibile ale Nu PNL-ului? știm, mâine Mâine. avem o ședință la DEVA și atunci se va stabili exact cine va candida. Nu știu să vă spun astăzi. Probabil din nou și domnul Heiuș și toată lumea care a fost, că Da, nu știu. dumneavoastră. În momentul acesta eu nu cunosc cine și-a depus candidatura. Mâine vom afla și ordinea. Domnul David candidează oare? Domnul David? Din câte știu eu, nu. Domnul David și-a reluat funcția de consilier al primarului Debrei, nu? Este city manager la DEVA.
nu este consilier, este city manager public. Exact, așa, da. City manager, a fost consilier. Este consilier județean și city manager la Deva. Da. Uite că în toată Transilvania singura pată roșie este, nu? Mai sunt și alte județe? Nu, mai sunt alte județe. Hunedoara este singura județ care... Probabil că au votat pensiile, au votat salariile, au votat astea. Cu siguranță, da. Sau cu siguranță pot să fie și alte motive. Ori noi n-am reușit să venim cu un mesaj pe structura și pe înțelesul electoratului din județul Hunedoara. S-a făcut o analiză asupra alegerilor la nivelul partidului? S-a făcut o analiză, dar nu exhaustivă. S-a făcut o analiză minimală. Dacă puteți să dezvăluiți câteva... Da, pot să vă dezvălui. Un aspect foarte important a fost acela că noi n-am candidat la județ sub sigla PNL, am candidat sub sigla acelei alianțe și atunci foarte multă lume n-a găsit sigla PNL. Scrisul era și foarte mic. Un alt neajuns, da, o greșeală mare. Un alt neajuns a fost faptul că, având în alianță PNCCD-ul, partid neparlamentar, noi n-am intrat în prima rundă de tragere la sorți, deci n-am fost în primele partide pe buletinul de vot, am fost pe pagina a treia. Deci, iarăși un inconvenient. Da, un inconvenient clar. Și mie mi-au spus oameni când au ieșit de la vot, domne, nu v-am găsit pe lista aceea, n-am... Efectiv, a fost foarte greu de identificat, mai ales de persoanele mai în vârstă care n-au reușit să găsească. Dar acestea au fost așa, rapid, niște lucruri care au fost identificate legat de rezultatul alegerilor. Probabil că au fost și lucruri legate de strategie, care, da, sigur, știți vorba aceea, după război, mulți vitezi se arată, dar o analiză serioasă trebuie făcută și trebuie să luate. Sigur, în condiții în care hidrogiștii și minerii au pensii de 1000 de euro, da, este... cum poți să te bați, cum să te lupți cu pensiile astea? N-ai ce să... Foarte multă lume intra în secția de votare și întreba unde sunt trandafirii când mi-au mărit pensia. Ăștia mi-au mărit pensia, deci nu mai conta că era David, putea să fie și, nu știu, George Bush, că nu, da, nu cred, da, că sunt multe se lucruri, poate imputa ceva lui Adrian David vis-a-vis de pierderea acestei. Deși omul de bună credință și ca o chezășie că este un om de onoare și a dat demisia și n-a dat demisia, mă rog, așa se face. Ești vinovat, nu ești vinovat, asta ai pierdut. Da. Așa. Asta este jocul politic. Da, e o situație neplăcută pentru Partidul Național Liberal, un rezultat slab. Să sperăm că vom recupera acum la alegerile generale și vom reușit să obținem un rezultat mult mai bun. Pentru că este foarte important, repet, în Parlament să avem majoritate în jurul PNL-ului, astfel încât să dăm primul ministru și să formăm guvernul pentru a putea pune în aplicare toate aceste proiecte și programe pe care Partidul Național Liberal le are și le pune în practică. Bun, în Petroșani, din perioada mea de următoare, ce lucruri se vor mai întâmpla? Păi în afară de ce v-am spus eu înainte, cu drumurile, e posibil să se și apuce de lucru la baza sportivă, dacă vremea permite. Ziceați de echipa de fotbal. Echipa de fotbal este în divizia C, suntem pe locul 6, cred, sper să nu greșesc, din 10 echipe. Sigur, nu avem mari așteptări, am intrat anul acesta, am promovat în divizia C. Este echipa susținută de primărie? Este echipa susținută de primărie, 100%. Noi susținem toate cheltuielile legate de această echipă și de copii baza și sportivă. Juniori, baza sportivă, tot ce este acolo. Avem plan, este meritul în primul rând al profesorului Candut și al lui Militaru, ei sunt antrenorii principali. În echipă mai este și domnul Ghițan, domnul Fage, domnul Sedecaru, deci am întregit echipa.
astfel încât să putem să facem față unei competiții naționale, cum este aceasta din Divizia C. Și sigur dorim să rămânem în Divizia C, nu ne propunem să promovăm pentru că nu putem primul an și trebuie să creștem încet, să luăm lucrurile. Ideea este că ne dorim fotbaliști din Valea Jiului, în special juniori pe care să-i creștem și care să meargă mai departe, nu altceva. Ce sporturi, dacă tot venim vorba de sport, ce sporturi mai finanțați? În cadrul Clubului Sportiv Municipal, acolo unde este și echipajul de fotbal, avem secție de karate, unde domnul Polifronie este responsabil, domnul Polifronie este și directorul Clubului Sportiv, cu rezultate foarte bune și la nivel național și la nivel internațional. Avem secția de atletism, avem secție de box, avem secție de șah, avem secție de tenis de masă, de tenis de câmp și cred că am spus toate. Da, aveți și bani să le susțineți, că sunt cam multe. Le susținem pe toate. La nivelul la care ne permitem, da. Pentru că am vrut, sigur, primăria și în general cluburile sportive de acest gen nu sunt cluburi pentru performanță. Noi suntem un club sportiv pentru începători și de masă cumva, pentru că îmi doresc foarte mult cât mai mulți copii să facă mișcare, sport, da? Și să le asigurăm cele mai bune există, condiții. Există un conflict oarecum ciudat, de la o vreme am auzit și eu acest aspect, că clubul copiilor din Petrila se desfințează sau urmează să desfințeze? Nu se desfințează nimic, nu. Deci clubul, haideți că vă spun despre ce este vorba, s-a revenit la normalitate. În perioada în care a fost PSD-ul la guvernare, au mutat centrul de la Petroșan la Petrila. Da? Deci au luat directorul, au luat conducere și au mutat-o la clubul copiilor din Petrila, că așa a vrut domnul Costel Avram. Acum, după ce PNL-ul a venit la guvernare, am discutat cu inspectorul general și am spus că dorim să revenim la situația de dinainte. Era și normal Petroșanul să fie, clubul sportiv acum se numește Valea Jiului, cu centrul la Petroșan, dar există celelalte cluburi și la Petrila și la Vulcan și la Lupeni, ca și până acum. Deci nu se desfințează nimic. Sunt un iubitor al tenisului de masă și secția de tenis de masă de la Petrila s-a desfințat, nu știu. Asta nu știu eu, că eu nu intru în amănunte legate de organizarea internă a lor. Habar n-am, dar nu cred că s-au desfințat toate secțiile de la Petrila. Nu, a rămas ceva, dar foarte, foarte restrâns. Nu știu, chiar nu cunosc, dar nu s-a desfințat clubul din Petrila, adică clubul din Petrila. Da, mai avem două minute. Au un cuvânt de încheiere pentru această emisiune, dacă aveți să transmiteți telespectatorilor. Da, eu aș vrea să transmit un mesaj legat de ceea ce înseamnă pandemie, pentru că este foarte important în această perioadă. Îi rog din suflet pe toți cetățenii municipiului Petroșani să încercăm să respectăm cât mai mult aceste reguli minime de igienă, de purtatul măștii, de distanțare socială, să avem grijă în primul rând de cei de lângă noi, de cei dragi, de noi și să limităm pe cât posibil transmiterea acestui virus. Acest virus pe care mulți încă îl contestă că ar exista, însă noi vedem ce se întâmplă în spitale, în celelalte localități din România și în celelalte țări. Bun, mulțumesc, domnule primar. Și eu vă mulțumesc. Atât a fost asta emisiunea din această seară, domnilor și domnilor. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine.